Viața după moarte există. Dovezi de la Natalia Bechtereva. În comunitatea științifică, nu există o opinie unanimă în ceea ce o privește pe universitara decedată, Natalia Bechtereva. Pentru unii, ea a fost o personalitate de importanță mondială, cel mai mare om de știință care a dezvăluit misterele creierului uman. Dar alții aproape că o cataloghează drept senilă. Ea nu a desconsiderat fenomene precum visele profetice și predicțiile ca fiind prostii. Ea credea că știința nu ar trebui să respingă astfel de chestiuni, ci mai degrabă să le studieze și să le înțeleagă. Când citești ce spun colegii ei, este izbitor cât de puțin s-a schimbat comportamentul uman de pe vremea Inchiziției. Indiferent de meritele pe care le poate avea un om de știință, dacă părerile sale încep să se îndepărteze de normele acceptate, sunt gata să-și bată joc de el, să-l acuze de senilitate și chiar să încerce să-l excludă din Academia de Științe. Cu toate acestea, Natalia Bechtereva a fost într-adevăr un om de știință cu o umare. Ea a continuat munca străbunicului ei. Ea a acționat fără să se fixeze pe reguli și axiome rigide. Ea credea că rolul științei era să exploreze și să explice necunoscutul, mai degrabă decât să reitereze pur și simplu dogmele stabilite și să nege orice idei fictive. De exemplu, ea nu a respins divagațiile nebunești ale doamnei Van Gogh, ci a decis să o viziteze. Rezultatul conversației lor a devenit judecata ei. Nimeni nu mă va convinge că Van Gogh a fost o șarlatană. Desigur, Natalia nu a declarat niciodată în mod explicit că viața după moarte era un fapt științific. Ea a exprimat pur și simplu teorii, nu în termeni absoluți. În ceea ce privește fenomenul experiențelor extracorporale, ea a spus, până când nu putem fi siguri, este o defecțiune de funcționare a unui creier muribund sau o experiență post-mortem. Ca un om de știință onest, ea nu și-a plasat propriile experiențe ca fiind absolute. Dar nici nu avea dreptul să le respingă. Avea motive semnificative să creadă în viața de după moarte. Iată câteva dintre mărturiile pe care Natalia le-a întâlnit. 1. Predicțiile împlinite ale lui Van Gogh. În ciuda mitului conform căruia KGB-ul i-ar fi furnizat lui Van Gogh informații despre clienții ei, folosind șoferi de taxi, criticii infirmă acest lucru. 2. Vise profetice. Bechtereva a trăit două vise în timpul vieții sale, unul despre arestarea tatălui său în copilărie și celălalt despre moartea mamei sale. Dacă unul dintre vise a fost simbolic, acesta ar putea fi explicat prin întinderea raționamentului minții. Dar cel de-al doilea vis s-a materializat cu precizie mai târziu. 3. Manifestarea soțului ei decedat. Acest lucru a fost asistat nu numai de Natalia însăși, ci și de prietenul ei apropiat. Aceeași halucinație nu putea să apară simultan la două persoane diferite. Mai mult, aceste viziuni nu au dispărut prin medicație, ci cu ajutorul unui preot. Nu pot să înțeleg de ce un indiviz au îndrăzneala să afirme că Natalia a avut neînțelegeri cu cucoana ei. Ea doar credea că știința nu trebuie să ignore faptele care contrazic viziunea stabilită asupra lumii. Penița ei a fost responsabilă pentru peste 400 de lucrări științifice dedicate studiului creierului uman. Timp de 20 de ani, ea a condus Institutul Creierului Uman al Academiei de Științe din Rusia. A fost autoarea unor descoperiri în mecanismele gândirii, emoțiilor, memoriei și a structurii creierului uman, în special descoperirea neuronilor din formațiunile subcorticale. A fost printre primii oameni de știință din domeniul medical care au implementat metoda implantării de electrozi pe termen lung în creierul uman. Cu toate acestea, toate contribuțiile sale remarcabile la știința națională și mondială nu au protejat-o de hărțuiri grave, organizate în cadrul propriei bresle. Problema era că Natalia Bechtereva credea că fenomenul gândirii umane nu poate fi explicat prin motive materialiste. Potrivit fiului ei, Sviatoslav Medvedev, Bechterev nu i-a putut ierta faptul că a aprofundat cele mai intime aspecte, cum controlează creierul activitatea mentală. Materialiștii nu pot crede pe deplin că toate bogățiile lumii noastre interioare sunt asigurate de doar un litru și jumătate de materie. De exemplu,
Natalia Bechtereva a declarat cu îndrăzneală în mod public că celebrul clarvăzător bulgar, Vanga, nu era un șarlatan. Și că există capacități ale creierului despre care știința nu știe încă nimic. În cartea sa Magia creierului, Natalia Bechtereva a detaliat întâlnirea sa cu clarvăzătorul bulgar și a confirmat că fenomenul lui Vanga nu a fost o exagerare. Iată un citat din amintirile ei. I-am dăruit un șal frumos din Pavlovo posat într-o pungă de polietilenă. Vanga a întins mâna după zahăr. Nu, mătușă Vanga, nu am zahăr. I-a scos șalul din pungă. Apoi, potrivit amintirilor lui Bechtereva, Vanga a menționat inițial câteva nume și a întrebat, o cunoști pe această persoană? Cunoașteți acest lucru? Și, inițial, nu prea avea sens. Doar pentru a o calma și a o ajuta să se concentreze, Bechtereva și-a pus mâna pe umărul lui Vanga. Dintr-o dată, Vanga a spus, mama ta este aici. Desigur, acest lucru ar fi putut fi luat drept o glumă, dar nu ar fi putut fi verificat dacă nu ar fi fost următoarele cuvinte ale lui Vanga. Când Natalia a întrebat-o pe Vanga dacă mama ei era supărată pe ea, Vanga a răspuns în mod neașteptat cu un citat din cartea lui Bechtereva, Magia creierului. Nu. Totul este o boală. Ea spune că totul este o boală. Apropo, mama ei a spus adesea exact asta în timpul vieții ei. Vanga a continuat, gesticulând cu mâinile. Avea un fel de paralizie. Mâinile lui Vanga mimau tremurul. Dar ceea ce a fost și mai intrigant a fost ceea ce a urmat. Vanga a transmis două cereri din partea mamei decedate a lui Bechtereva, du-te la călugări și roagă-i să pomenească numele ei. Și a doua cerere, du-te în Siberia. La întoarcere acasă, Natalia Bechtereva a primit o invitație în Siberia pentru o conferință dedicată bunicului ei, academicianul Bechterev. Să presupunem că Vanga a inventat partea cu călugării. Dar de unde știa ea despre conferințele din Siberia? Apropo, clarvăzătoarea nici măcar nu era familiarizată cu termenul geografic cu Siberia. Ea doar a transmis cererea răposatei mame. Deci, dacă toate acestea erau cunoscute de serviciile de informații, atunci ei își trebuie să posede abilități profetice numai puțin decât Vanga. La urma urmei, Natalia a primit din nou invitația în Siberia, subliniez, după ce s-a întors acasă. Deci, dacă nu există abilități supranaturale, dacă toate acestea sunt opera KGB-ului bulgar, cum ar fi obținut aceste informații? De la serviciile secrete sovietice, poate? Dar bine, ce sens ar avea serviciile secrete sovietice să colaboreze cu bulgarii pentru a înșela cetățenii sovietici? Vanga a uimit subiectul cu cunoștințele sale despre boala răposatei sale mame, cu invitația la Novosibirsk pentru un congres al neurofiziologilor, invitație pe care Bechtereva a primit-o într-adevăr mai târziu. Dar ceea ce a șocat-o cel mai mult pe Bechtereva a fost când Vanga a întrebat brusc, de ce îl vizitați pe ministrul adjunct? Nu este omul tău, nu te va ajuta, du-te la ministrul Chazov. Și, de fapt, nu cu mult timp înainte de călătoria sa în Bulgaria, Natalia a încercat să rezolve problemele organizatorice cu ministrul adjunct al sănătății în ceea ce privește construcția clădirii institutului, dar, urmând sfatul lui Vanga, l-a vizitat pe ministrul Chazov, iar problema a fost rezolvată. Așadar, scepticii presupun că serviciile de informații bulgare i-au furnizat lui Vanga aceste informații. Dar să ne gândim la acest lucru din punct de vedere pur tehnic. Cine ar permite serviciilor de informații bulgare să spioneze cetățeni sovietici? Cum ar putea serviciile sovietice de informații să permită concurenților să o spioneze pe Bechtereva? Să presupunem că a fost benefic pentru serviciile de informații bulgare, deoarece Bulgaria a câștigat bani importanți prin intermediul Vanga. Dar cum rămâne cu noi? Conspirau serviciile secrete de stat marxist-leniniste cu bulgarii pentru a menține credința în abilitățile supranaturale ale clarvăzătoarei? Apoi Vanga a dezvăluit o altă profeție. Îl văd pe soțul tău ca în ceață. Unde este el? În Leningrad, a răspuns Natalia Bechtereva. În Leningrad, dar abia îl văd.
La scurt timp după această conversație, soțul Nataliei Bechtereva a decedat. Desigur, formularea vagă, abia îl văd, nu conține în mod direct o amenințare la adresa vieții. Dar totuși, abia îl văd ar putea implica un semn rău. De asemenea, a menționat în mod direct că Natalia avea o soră și că nu își va reveni niciodată. Și, într-adevăr, sora lui Bechtereva a trăit destul de mult timp, dar nu și-a revenit niciodată din boală. În general, au existat mult prea multe coincidențe în conversația lor pentru a lăsa loc pentru hazard. După aceasta, Natalia a concluzionat că Vanga nu a mințit atunci când a pretins că este în contact cu sufletele celor plecați. Nimic nu mă va convinge că Vanga a fost un șarlatan, a rezumat această femeie strălucită a timpului nostru. Natalia Bechtereva a împărtășit în întregime conversația sa cu clarvăzătoarea bulgară în cartea sau Magia creierului și în numeroase interviuri. În urma acestui fapt, în comunitatea academică a început o campanie de discreditare a savantului. Bechtereva a fost acuzată de tulburări mentale, de îmbătrânire a creierului, o mișcare murdară din punct de vedere uman și științific. Dar Natalia a procedat din punctul de vedere al unui cercetător științific onest și imparțial. Fapte ale fenomenelor paranormale există. Indiferent dacă majoritatea oamenilor de știință vor să accepte sau nu, ele trebuie studiate, indiferent dacă se încadrează sau nu în cadrul materialismului. Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!